Poliția nu observă tipul care staționează lângă semafor, pretext că ar avea fană. O fi și ăsta a fost polițist, că a ajuns să lucreze în pază privată. Corb la corb nu-și scoate ochii. Solidaritate de breaslă, de epoleți. Caparează care și cât poate. Unul și-a luat trotuar ca să parcheze mașina. Na, cinci și-au luat trotuar. Alții au apucat o bucată de mal, de lac. Și nu pot să merge pedala în jurul lacului, pentru că au pus ei gheara. Strada Turghenev. Și-au îngrădit accesul public și probabil își construiesc ceva pe malul apei. Pentru că pot. Pentru că legi nu există pentru ei. Mafia. Strada Alighieri. Camere de supraveghere. Cu garduri ca la închisoare. Totul e îngrădit. Și totul e supravegheat. Ai ne-or deschide. Că altfel se cheamă sechestrare de persoane. Se pedepsește penal. S-o gândit ei că mai bine nu-ți pui mintea cu legea penală. Mă duc să văd și în strada Dante Alighieri ce este. Aici văd că e corp diplomatic. Va fi vreun ambasador, vreo ambasadă. Dar nu scrie nimic. Strada Mircea Eliade, București. La amiază, ora 2. Un gazon e stropit, dar în ce fel? Cam așa, alandala, apa se duce peste asfalt și udă asfaltul. Na, poate e necesar să strângă praful, dar vine până peste trotuar, stropește oamenii care merg pe aici. Sau o duză de asta e defectă. Și apa curge pe alături. Și e apă din sistem, apă filtrată, tratată, care n-ar trebui să fie risipită în halul ăsta. Se cheltuie o grămadă de bani pentru subvenționarea stației de epurare. Deci apa potabilă e irosită pentru așa ceva. Pe strada Mircea Eliade din București. În bătaie de joc. Probabil sectorul 1, București. Halal și rușine. Dacă ești pe bicicletă, primăria te vrea mort. Sau măcar o leacă schilod. În stația Ancuța Băneasa, pe calea Floreasca, chiar pe acolo pe unde merg bicicliștii, au făcut pericole unul după altul. Și pun pariu că nu-s de ieri și nu-s de azi.
astea scoase ca să nu se înfunde canalizarea pluvială, să nu se inunde strada. Dar de pericolele pentru bicicliști nu le pasă. Și uitați-vă, gropi după gropi. Și nu-s marcate, albe. Ai nimerit cu roata în ea, acolo ai rămas. În atenția primarului sectorului 1, în atenția primarei de București, Gabi Firea, până la alegerile locale mai aveți timp să interveniți altfel. Îi votăm pe alții. Aducem candidați pe bicicletă care înțeleg ce înseamnă securitatea în trafic. Să nu riști să mori când încerci să salvezi planeta. Și așa e tot drumul și mă tem că partea cealaltă e tot așa. Și partea cealaltă e vale, acolo bicicliștii au viteza mai mare. Biciclistele, trotinetistele. Ai intrat aici cu roata, aici rămâi. Zob te faci. Mulțumim, iubit partid, că ai grija noastră. Pare că ești Gigi Becali, nu ține de cuvânt. Avea autorizație să termine biserica într-un an, 12 luni. Și vedem că luna iunie 20 a trecut, dar șantierul lui e înghețat. Nu-l ajută nici domnul, nici doamna. Cred că i s-au terminat banii. În intersecția asta trebuia și un business bisericesc, nu? McDonald's, Mac Cafe și Mac Biserica. Od Gigi Becali. Businessul cu trotinete a înghețat. O dat tortul popii. Cimitir de iluzii. SC Case Frumoase SRL. Construire locaș, lăcaș de cult și imobil. Pădurea Băneasa sau cum s-o fi numind aici, pe lângă statul major al forțelor aeriene. Pe marginea drumului o grămadă de ambrozie și nimănui nu-i pasă. Dar ea de grabă o să dea în floare și polenul ăsta o să devină chin pentru toată lumea. Din blocurile astea noi, din blocurile cele vechi. Oaspeții de la aeroport o să simtă că vântul duce polenul de ambrozie la kilometri departare. Transmiteți, vă rog, madamei Firea sau primarului de sectorul 1 să rezolve problema, că altfel anunțăm Europa. Mașina de jandarmi oprită la trecerea de pietoni. Cam periculos și ilegal. Dar au oamenii o scuză că mănâncă la șaurmerie. Nu-mi dau seama dacă sunt misiune, că dacă ar fi fost în misiune ar fi avut girofarul pornit. Dar ei nu-l au. Înseamnă că sunt la mâncare. Dați cu carnetul în mână.
greu de spus ce anume fac. S-au dat la umbră. Voluntari, pipiera.